pui dulce picant sau ce comandăm de fiecare dată de la restaurantele asiatice. Ei bine, vă voi arăta cum îl puteți face și voi acasă, simplu și ușor. Așa cum ne stă bine, începem cu sosul dulce de chili pe care îl facem tot în casă. Într-o cratiță punem la fiert apa, zahărul, oțetul, fulgii de chili, usturoiul mărunțit, și boiaua. Amestecăm și lăsăm totul să fiarbă pentru 5-7 minute la foc mic. Amidonul îl diluăm în puțină apă și le adăugăm și pe el în sos, amestecând continuu. Continuăm să fierbem pentru cam 2 minute până când sosul se îngroașă și fierbe în câteva clocote. Am obținut un sos dulce de chili absolut minunat pe care îl puteți folosi la orice preparat. În continuare, punem un ou peste bucățelele de piept de pui, amestecăm bine și adăugăm sosul de soia, piper, boia și usturoi granulat. Amestecăm din nou și adăugăm amidonul pe care îl încorporăm foarte bine. Lăsăm puiul la marinat pentru cam 30 de minute, apoi îl prăjim în ulei încins. Nu punem prea multe bucăți în tigaie pentru că vrem ca puiul să se prăjească frumos, ci prăjim în tranșe. Când e rumenit, îl scoatem și ne ocupăm de sos. Într-o tigaie neîncălzită punem puțin ulei, apoi adăugăm ghimbirul și usturoiul și le lăsăm cam 2 minute la foc mic cât să le simțim aroma. Urmează apoi sosul dulce de chili făcut mai devreme, oțetul, mierea și sosul de soia și fierbem sosul pentru 2-3 minute cât să se îngroașe. În acest sos dulce-picant vom adăuga puiul prăjit înainte, pe care îl mai gătim pentru încă 2-3 minute, cât să se încălzească. Eu fac de obicei mai mult sos pentru a-l folosi și la orezul cu care servesc puiul. Decorăm cu semințe de susan și am obținut un pui dulce-picant absolut minunat, cu un gust echilibrat între dulce, picant și acreșor, gata foarte repede și foarte gustos. Încercați-l și voi și o să iubiți această rețetă. Poftă bună!